Temperaturile scăzute vin de fiecare dată la pachet cu cele mai frecvente afecțiuni din lunile de iarnă, și anume virozele respiratorii. În acest context vin și sfaturile medicilor care ne învață cum să ne ferim de îmbolnăviri, dar și ce să mâncăm pentru a ne întări sistemul imunitar. Având în vedere perioadele cu temperaturi scăzute, care sunt prognozate, recomandăm populației să asculte sfatul medicilor, să evite deplasările în spații deschise și expunerea prelungită la frig, să respecte regulile de igienă pentru evitarea îmbolnăvirilor prin viroze respiratorii și să consume atât alimente bogate în proteine, cât și fructe și legume. În cazul în care este necesară deplasarea în spații deschise, este recomandată folosirea mijloacelor de protecție adecvată, căciuli, mânuși, haine groase. Trebuie evitată expunerea prelungită a mâinilor și picioarelor la temperaturi scăzute pentru a se feri de degerături. În același timp, medicii îndeamnă pe pacienți să nu se joace de-a doctorii și să nu ia pastile după ureche, în contextul în care automedicația este atât de răspândită la români. De asemenea, în cazul simptomelor de răceală, trebuie evitată automedicația și este recomandată consultarea medicului. De asemenea, pentru persoanele vârstnice, în special cele cu afecțiuni cardiace și respiratorii, recomandăm să evite deplasările și frecventarea locurilor aglomerate, care creează premisele de compensări în condiții de temperaturi scăzute. În această perioadă, recomandăm să se acorde o atenție deosebită copiilor, care nu trebuie lăsați să aștepte în interiorul autovehiculelor parcate sau să fie transportați pe distanțe lungi în vehicule fără posibilități de climatizare și neechipate corespunzător. Locuințele și spațiile închise de locuit trebuie să fie încălzite corespunzător și trebuie evitată utilizarea instalațiilor improvizate care pot duce la intoxicații cu monoxid de carbon. Pacienții au la dispoziție în această perioadă și o formă gratuită de imunizare. Este vorba despre vaccinul antigripal, care se face gratuit și este administrat de medicii de familie.